Astra CFR Cluj, un meci cheie. Oamenii lui Selimeș spun că o victorie împotriva ceferiștilor i-ar apropia de cupele europene și ar îndeplini patronului Ioan Niculae un vis ce poate veni mai repede decât era programat. Așa că vor da totul să bată Clujul. Posta campioană vine la Ploiești fără unii titular, dar cu câțiva tineri pe care vor să-i promoveze. Povești frumoase, nu? Adică cine își permite să bage copii în teren acum când ei mai au șanse să prindă Cupa UEFA sau și mai sus, poate, nu? Foarte greu, e un meci de 6 puncte, pot să spun. După aia avem acasă cu Brănești, iar un meci de 6 puncte. Dacă îl batem pe astea două și pe CFR, atunci da, putem spera. Dar până atunci, mai. Puncte, trecem peste CFR. Și depinde și de rezultatele care va fi. O să ajungem aproape de, bine, nu știu dacă media și-o pierde la Sportul. Dar putem să ne apropiem de ceilalți. Și după aia încă sunt 13 etape și nu se știe niciodată. Eu personal aș vrea să stau acolo sus. În tur, astriști reușeau un 2-2 în Gruia, rezultat considerat pozitiv la vremea aceea. Acum o remiză poate fi doar un punct și nimic mai mult.